Poate bate mă fotografie și aici. Așa, da? Domnilor și domnilor, stimați reprezentanți ai mass media, bună ziua! Stimați jurnaliști, vă mulțumim pentru că ați dat curs invitației noastre. După cum cunoașteți, Partidul Social Democrat European a anunțat că va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale din toamna anului 2024. Această decizie a fost luată în cadrul biroului permanent din data de 21 martie anul curent. Urmare acestei decizii am avut un șir de consultări cu membrii organizațiilor teritoriale PSDE pentru identificarea potențialului candidat. Pe parcurs au fost examinate mai multe eventuale candidaturi din partea partidului la funcția de președinte al Republicii Moldova, atât din interiorul partidului, cât și din afara formațiunii. După cum am anunțat anterior, Partidul Social Democrat European și-a propus să devină un promotor al coagulării forțelor democratice și pro-europene pentru a oferi o alternativă electoratului pro-european și pentru a contribui pe această cale la asigurarea și în continuare a Republicii Moldova cu o guvernare pro-europeană. Am spus că vom oferi platforma formațiunii noastre tuturor care vor subscrie acestui obiectiv pentru a consolida un pol social-democrat. Astăzi anunț o nouă mișcare în această direcție, care reprezintă totodată și o premieră pentru politica din Republica Moldova. Urmarea discuțiilor și consultărilor cu membrii partidului, Biroul Permanent al Partidului Social-Democrat European a decis în ședința de ieri să-l înainteze pe domnul Valeriu Pleșca la funcția de președinte al Republicii Moldova. Domnul Valeriu Pleșca este de formare jurist și economist. De-a lungul timpului s-a impus ca un bun profesionist, manifestând o poziție civică activă și ocupând funcții înalte în stat. Este un om de afacere, un om de succes și un bun familist. Aceste calități și experiența sa politică și profesională ne fac încrezători că domnul Valeriu Pleșca va reuși să facă față tuturor provocărilor și să atingă obiectivele noastre comune. Trebuie să recunosc că pentru noi, cei din Partidul Social Democrat European, această decizie este una de maximă responsabilitate. Conștientizăm miza mare a pasului pe care l-am făcut astăzi, dar suntem siguri că efectele acestei decizii vor fi benefice pentru formațiune și țară. Suntem încrezători că astfel vom impulsiona procese importante care vor avea efecte pozitive asupra întregii politici din Republica Moldova. Să fie într-un ceas bun! Domnul candidat, vă rugăm frumos! Domnul președinte, mulțumesc, poate unii lucruri cu avans, dar eu vă asigur că tot ceea ce am pus la cale, inclusiv sarcina stabilită de birou permanent a Partidului Social Democrat European, vor fi realizate. Onorată asistență, stimați colegi jurnaliști, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi. Sunt niște clipi emoționante, istorice, chiar nu am gândit să nu mă tem să spun aceste lucruri, deoarece apar unele lucruri de alternative, non-existente, despre care pe parcurs o să le spunem. Cu această ocazie, nu în ultimul rând, menționez atitudinea domnului președinte a partidului. Rezultatul s-a soldat cu această, rezultatul discuției s-a soldat această prezență în fața dumneavoastră. Mulțumim biroului permanent. Și parcursul câteva ore am dezbătut, am discutat tot ceea ce vă expunem noi astăzi, măriilor dumneavoastră. Pentru mine
politica nu este ceva nou în acest spațiu media, în spațiu politic, am fiert, m-am format, m-am stabilizat pe parcursul a peste 10 ani în diferite calități. Legiuitor, lider de partid, funcția politică în fruntea unui minister strategic de securitate, cum ar fi Ministerul Apărării Republicii Moldova, mesajele care au fost trimise în afara țării în calitatea de a ministru, reprezentând nu numai ministerul, și țara în general, au fost benefice cu impact asupra stabilizării situației, dezvoltării mesajelor noastre pe exterior, în mediul extern. Adică nu suntem ceva novice în acest sector, pentru care noi nu știm de unde să începem, cum să o facem. Mai mult ca atât, sunt ferm convins că eu pot, cunosc, știu și nu în ultimul timp, nu în ultimul rând sunt responsabil de ceea ce spun și ceea ce asum. Partidul Social Democrat, de ce îi mulțumesc a doua oară, deoarece are o conotație europeană, nu numai de la denumirea sa, dar datorită relațiilor frățești care le are cu partidele din spațiul european. Sigur că nu a fost deloc ușor, dar asta rămâne istorie. Noi ne asumăm, atât eu cât și susținut de Partidul Social Democrat European, să ajungem în acest scrutin, să învingem, să întărim parcursul țării noastre în spațiul european. Noi o să ne aducem tot suportul ca țara noastră, Republica Moldova, să fie un fenomen, să ne întoarcem la lucrurile bune despre noi ca popor, despre țara noastră, să ștergem aceste urme și aceste vorbe urâte în adresa sărăciei noastre sau incompetenței noastre. Avem aceste capacități, într-un ceas bun, Doamne ajută și încă o dată vă mulțumesc! Succese! Mulțumesc! Nouă și mulțumesc. Într-un ceas bun! Într-un ceas bun! Dacă sunt ceva întrebări, rugăm. Noi ne-am pregătit așa de un briefing mai mult, deoarece astăzi lansăm această inițiativă, pe parcursul să mergem împreună cu partidul asupra elementelor necesare, ca doctrine, ca strategii, ca mesaje, ca program, nu în ultimul rând, așa că o să vă mai avem ca parteneri în continuare. Vă mulțumim și vă dorim o zi bună în continuare. Toate bune! Mulțumim!